Bună seara, doamnă. Am înțeles Bună! că ați fost azi la Chișinău, la capitală, dar nu știați că aveți ședință de consiliu în sat? Vă salut! Eu am știut că este ședința, dar a coincis, pentru că eu ieri am fost la lucru în comisii și am știut că este, dar a coincis deplasarea și deplasarea la prim-ministru la audiență. Anume pe cei ce m-au discutat ei astăzi. Apropo, da, ai putut să vezi video de la ședința Consiliului din Comuna Burlacu astăzi, pentru că eu fiind întorcându-mă din Chișinău, cineva mi-a scris că Mătanu ești la ședință, dar este ședința live. Am dat să privesc, n-am putut să văd, sunt blocată. Noroc că am avut deja când mă întorceam înapoi un elev și mi-a oferit un băiețel din Baima Clia, de pe profilul lui, am putut să văd cum îmi spală mie oasele la consiliul local. Deci vreau să zic că Eu tot sunt blocat, nu pot să văd nimic ce e acolo. și mă dai și blocat, așa? Ei, Nu. asta e. Și încă una. Dușmane poporului. Dimin Tatiana. Dimin Tatiana, dacă ea, da, eu ni-i dau, ni-i dau seama, eu îmi dau seama că Dimin Tatiana duce trenul, e și-l duce, așa, știți, cu atâta ugură și cu atâta, nu știu cum să-i zic eu, instigare și sfidare. Păi dacă este un profil al primăriei și unul public și voi vă considerați drepți, adică permiteți și eu să dau replica, fă-l profilul și ala să-l facă de la primărie, pentru că eu sunt membru al primăriei Ierusești Noi și văd ce comunică, ce plasează, dar aici dacă are ambiți Dimin Tatiana, ea vrea, blochează pe rotarul, vrea că-i moftul ei. Păi dacă primăria are un profil, ar fi a primăriei, dar nu a unei oarecare. Primărie, în primul rând, ar trebui să-și facă o pagină oficială, nu un profil. Că profilul e pentru persoane vii, dar primărie e entitate juridică. Asta e altă problemă. Mă mir că nu v-a denunțat nimeni la Facebook să vă închidă profilul acela. Păi dacă Profilurile aș pe ști, Facebook nu sunt știa doar asta. pentru oameni vii, nu pentru entități juridice. Pentru cazuri din astea există pagină. Trebuie să creezi pagina Primăria sau Consiliul Local Comuna Burlacu, sau cumva să o numești. Păi, Da, ei au iată. făcut un profil și de pe profilul acela fac live, dar au blocat două persoane care se incomodă și nu comentează. Am înțeles. Poate chiar mai multe. Lăsați că am fost eu comodă astăzi, a fost comodă astăzi pentru prim-ministru și le-am comunicat ce și cu adevărat se întâmplă la noi acum în sat. Primarul a chemat astăzi, data de 4 luna 8-a, la raport pe directorul gimnaziului, Ion Tudor. Să declare cel, Ion Tudor, să declare cum a fost cu proiectul privind pavarea gimnaziului școlii. Din câte eu am vizualizat vă zic, n-am putut să privesc, dar de la un băiețel, de la un elev, am putut să vizualizez profilul lui și am putut să vizualizez, deci cam așa, nu prea definitiv. Deci, eu acum să întreb public primarul. Oare, stimate domn primar, doar problema pavării gimnaziului era importantă în sat? Dar era oare important ca să fie plasate panouri fotovoltaice și pe acoperișul casei de cultură? Și încă o întrebare către primar. Oare era important, stimate primar, ca să faci cheltuieli de groază prin suma de 155.007.07.2021 reparație în primărie și acum ia alte Dar când a făcut reparația asta? Relativ recent, nu? În mandatul actual. 2021, uite, stimate domnul, uite, cheltuieli, În iată, pandemie, 150. 2 ani în urmă, da. Da, acum în sfârșit, în decembrie, înainte de Crăciun, au terminat operelile. Și încă, ce mai este? Că de una zi s-a răsuflat. Au fost cuscru de la nord, la mine, și când au venit la primărie, la registrare, când au văzut cei la primărie. Asta e ambițul primarului ca să demonstreze cuscrului că el poate să facă gigele în primărie.
Dar de ce nu a luat în calcul ambițul copiilor care merg la biblioteca publică și nu se încălzește? Cum poți să spui tu că asta am auzit? Cum poți să spui tu că ați mai și ei proiecte? Las ca să facem. De ce ți-ai tras la turta, la cămașa ta mai căldurică? Încă acum nu mai vrea să iei 450, e 380. Și vă pare că, e, dar nu mai e, că doamna Tamara o răscălit și nu mai e 300, nu e 450.000, dar e 380.000. Păi de 380.000 nu se putea, că, tot mă ocărăieri, că s-a făcut pe ziua sportului, dar pe sport v-am arătat cum se ridică, mă scuzați, cum se ridică imitații. Pe ce trepte se ridică Epiterian acolo, că sunt niște, nu am mai dus să vă arăt, niște șpalieri, niște, că într-un an chiar au plouat, așa au jucat fotbal. Oare asta nu e o rușine pentru dânsul, dacă așa tare se consideră, că toți să laudă și măsură s-a mai făcut la burlacul de ahti. Dar muzeul satului care este acum de ună, se întâlnește cu mine, domn director, învățătorul meu de istorie, se întâlnește în cauza Damara, am dat cartea la universitate, la aprobare. Și ar trebui să alocăm niște bani. Dar muzeul satului oare nu e valoare acolo, domnul primar? Poate e o mai mare valoare decât 6 persoane din primărie care vrei să le împopoțănești și cu mobilier și cu fotolii noi. Dar să știți, declar public, până nu scot la iveală faptul că au încă la minister, astăzi îmi spun, iată ce am comis noi greșit. Nu am solicitat probe, video, foto, convingeri, date tehnice. Nici nu este prezentat acolo, însăși, așa date tehnice, de când e construită primăria. Dar poate când dai niște date tehnice acolo, îți faci analiză. Dar de ce nu prezentat A cine? primarul? Guvernul a zis că regretă că nu a cerut așa informații, sau mai tai constatat consilierii n-au solicitat așa informații. Și dar nici consilierii n-au făcut, niciun consilier astăzi nicio întrebare nu i-a dat. Dar de ce te-ai exat doar pe pavajul a școlii și vrei să-l găsești țapii spășitor pe directorul gimnaziului? Dar de ce n-ai avut acolo în buzunar, cum am zis? Pentru crearea condițiilor și în bibliotecă și sala de concert. Da, atunci era să vezi valoare, erai să câștigi autoritatea sătenilor. Da, asta ce înseamnă? Văd acolo câteva comentarii, mai comentează acolo o doamnă și cu Vale Lilică, care e mâna dreaptă a primarului. Da, stimată doamnă, temperează vocea, temperează vocabularul. Nici cum nu o să treceți pe dinainte cu câte... Dar nu o să treacă, pentru că eu știu ce s-a făcut aici. Și toată lumea înțelege ce încălcare crasă s-a comis acum din partea primarului. Și plus la asta și-a luat complicii consilierii. Cei care sunt rudii, sunt nași. Apropo, Maxim Popov, îți declară acest nume, ți-l spun, pentru că ești consilier. N-a fost în țară, a fost într-o deplasare vreo 3-4 luni, el încearcă să discotorosească. Băi, da, stai lea, că intră în esență. Că anume, în proiectul ăsta satului european, nu era prioritar sau nu era doar pavarea ugrăzii gimnaziului și reparația edificiilor primăriilor, dar erau și alte obiective. Instalarea fotovoltaice, adică iluminat stradal, casele sociale. Dar deschide regulamentul, băiatul, și uite-te acolo și vezi problemele, dar nu te duc orbit de către primar. Păi cum poate să mă prostească pe mine o persoană singură, dar nu o să încercați să mă prostiți pe mine? Și să fie buni, să dea replică, în scris, o să postați și în grupul X și în grupul celălalt, să-mi dea replică. Chiar și dacă eu eram să fiu prezent astăzi, tot așa eram să-i spun primarului și tot aceste întrebări aveam să-i adresez. Că eu nu de mult i-am dat un demers, i-am înaintat un demers și întreb. Ați consultat alți săteni despre prioritățile forte? Dacă ați pus în discuție ori prin care metodă de chestionar sau ce? Pentru că alți primari spun, dar noi am aplicat chestionare, noi am făcut consultări publice, noi ne-am consultat, am evidențiat problema prioritate.
prioritară. Dan Burlacu, doamna Tamara, dacă ieșești din gură, câți bani, e degeaba, dar dacă nu dădem, că e pe lasă, îi aducem. Păi, mă, oameni de Dumnezeu, cum asta vreți să vă dați? Eu n-am așa judecat, credeți-mă. Și plus la asta, vedeți, el tot la torta lui le-a adus în coașe, că iată aici, sunt mai buni bănișorii ăștia, dar nu erau buni pentru, da, vă zic, este din satul vecin, punctul medical, panouri fotovoltaice, acolo se spune ca mai mulți să tenți să beneficieze de acești bani, mai mulți oameni să calce la urma urmei, să calce, să beneficieze de sumele astea europene sau dorința statului european de a moderniza viața localnicilor, dar nu a șase persoane. Și astăzi la minister le-am zis, ați terminat toate problemele de rezolvat în sat și v-au rămas să aplicați, să le permiteți primăriilor, instituțiilor publice ca ele să-și creeze confort, dumneavoastră știți ce se întâmplă acolo. Deci, dumnealor, au fost, adică, am comunicat, într-un fel, mulțumiți că, iată, am adus unele, așa mi-au spus că pentru viitor vor modifica regulamentele. Iată, când e vorba de un drum sau deci, când aplică primăria X un obiectiv, o notă de concept, vor introduce, iată, așa cerințe care cu adevărat să fie, deci dacă deja noi nu mai știm cum să, nu că nu mai știm, s-au dezamăgit într-un fel că prima dată, adică la primul proiect când a fost, nu s-a solicitat decizia Consiliului, acum s-a solicitat, dar n-a luat în calcul că acolo sunt neamuri rude. Păi exact, noi toți suntem într-o Moldovă care suntem toți rude. De ce nu ați solicitat? Corect spuneți. Și o să vedem. Plângerea mea, proiectul care e solicitat de către primar este pus acolo la contestare. Și vă spun, la contestare. Pentru că mai sunt alte proiecte care, într-o grădiniță cu 60 de copii, au solicitat 40 de laptopuri. Fiind și grupul Deci e mic. posibil ca unele proiecte să nu obțină finanțare. Asta și va fi. Și poate chiar reparația primăriei de la Burlacu. Evident, având Bun, atâtea dar probleme. nu mai e insistați cu 5-6 oameni, că acolo vin și 10 consilieri, pentru care dumneavoastră, deci, rudele lor n-au zis că vin copii în vizită la părinți care lucrează la primărie, deci se adună jumătate de sat, cel puțin neamurile lor. Cam așa și este. Și dacă jumătatea Dar asta de uite, sat eu își nu am fi... votează aleșii în continuare, înseamnă că asta vrea, asta merită. Dar pe ei, eu mă duc acolo, dar bine mă satisfac condițiile care sunt. Ei toți prea buni. Nu trebuie așa cicea. Trebuie să lucreze mai mult consilieri. Nu că ei se duc și... Dar eu nu mă duc în deal, că eu nu știu ce. Păi suntem consilieri, suntem sătenii, au încredere în noi. E glod la țară și colb. Da. Deci asta este. Să-mi răspund în public. Să-mi cer iertare dacă am greșit. Facem încă un live și îmi voi cere iertare. Dacă mi răspunde la acestea întrebări, eu îmi cer iertare. Dar dumnealui, absolut, mă întreabă astăzi la minister, dar ați avut consultări publice, ați mers în sector, aveți sector, da, eu am sector, dar ați avut o propunere ca să faceți chestionari. Am avut nic. Să crușeau, să uitau și ea unul la altul. Inclusiv și reprezentații din comisie de la ODNRL. A, păi cum? Cum sunt asta nu e înșelăciune? Că eu le spunem din înșelăciune. Dar cum e? Păi ia că asta e înșelăciune. Iată, asta e uz de fals. Profitând de funcția care o ai. Eu de unde îți întreb sătenii, care și prioritar? Ei deodată, drumul. Zic, dar nu primărie. Vine primarul și când ne-a trântit de-a dreptul, nu mânca borș din gură, dar a spus altfel, mă rog de aici. Păi, tu ești primar, dar eu am scad la nivelul tău. Și azi mă sună, doamna Tamara, veniți? Dar cam din ce motive să mă sunați, mă, că toți consilierii, da care, eu și n-am drept o singură dată să lipsesc de la ședința Consiliului? Poate n-aveau quorum. Sau poate vreau să asigure că nu sunteți ca să voteze oricum, fără quorum, poate și tot așa. Nu, cu eu instruit să te toți ca lumânarea.
Mai ales dacă au făcut live, înseamnă că aveau și quorum, aveau totul. Era și scenariul făcut din timp. Dar eu adus psihic care zice eu că nu mai vin. Da, scenariul a fost, dar asta se-mi răspunde. De ce? Și cine a constatat că e prioritar? Primăria. Atât. O majoritate Bun. din Consiliu. Mala. Primarul a propus și majoritatea a susținut și gata. Se acoperă cu Dar au susținut cu democrația. bine. Dar eu am văzut ochi plecați. La câțiva consilieri am văzut ochi plecați pentru că n-au îndrăznit să-i adreseze întrebări. Și dacă o spui primarul, așa, și eu că a plouat, de să zic, dacă ridic mâna, cât trebuie așa. Băi, dar voi vă gândiți-vă pentru sătieni, nu pentru primar, nu pentru 6 persoane. Dar chiar și eu nu mă gândesc să mă duc acolo să am aer condiționat sau frumusețuri, masă de lemn masiv. La Eu ce vă mulțumesc căldură mult, era dar... azi, chiar ar folosi în sala de ședință aer condiționat. Da, așa, pe căldura asta am avut bucuria să merg la minister să declar ceea Acolo ce cred că au legalitate. condiționare, acolo e răcoare la minister, la guvern. Era, cred, cum erau pe tot. Na, stai. Bun, eu vă mulțumesc mult. Sper să primesc răspuns la aceste întrebări. Nu mă blamați, că absolut nu se lipește de mine nicio blamare, nicio. Eu m-am adresat în calitate de persoane publice. Și Demin Tatiana, care este persoana care duce trenul acolo, îi spune azi directorului că ia că proiectul nu permite pavarea, adică ogrăzii, numai până la... Vă dați seama? Și directorul spune, pe data de 16, nu pe 16, 14 mai, dar cum pe cine duce în eroare? Nimeni, Tatiana. Mai temperează acțiunile. Dar ce funcție are? Secretar. Dar se vede destul de bine că asta... Dar nu vreau să... Nu. Adică primarul ce în tehnică se pricepe, dar în scris nu mă pricepe, nu se pricepe el în scris, cum nu mă pricep eu în tehnică. Și asta e treaba Tanii Dimin. Ea nu m-a fost cu inițiativa. Hai să facem toți acolo, unde ați bem ceai? N-avem unde bem ceai. Vă mulțumesc, nu-ți primească prea mare video, o să așteptăm ce răspuns o să-mi dea și replicile.